Dinamo bate cu 2 la 0 și reintră în cărți. Victorie surprinzătoare. Ai văzut și tu stadionul plin la Galați, dacă tu ești de acolo din Galați. Dar da? Nu cred că e surprinzătoare. Nu e surprinzătoare? Eu, sincer, mi s-a părut totul surprinzătoare. Pentru mine, una dintre marile surprinze. După meciul pe care l-am văzut în tur unde au câștigat cu 3-0, eu nu mi-am făcut niciun fel de probleme, mai ales că știu și atmosfera de la Galați și știam ceea ce se întâmplă acolo. Adică? Da, niște jucători care trebuie să recunoaștem că Oțelul printr-o minune au ajuns să, să bată pentru promovare. Ei nu au avut niciodată în plan așa ceva. Și majoritatea jucătorilor foarte fricoși de la, la Oțelul. De la Oțelul. Uh-huh. Cu teamă, jucători care nu au experiența necesară, nu care avea Dinamo jucători cu experiență. Dar totuși, i-a luat puțin, i-a lăsat să joace foarte mult, cu toate că Oțelul juca foarte, au un joc foarte dur, mai ales acasă. Nu le-a ieșit. Au luat primul gol foarte repede, ceea ce după aia a fost foarte ușor de, de jucat. Da, bun. Mă bucur pentru cei de la Dinamo. Te întreb ceva, cum vezi, cum ai văzut și pe Oțelul, cum ai văzut și pe Dinamo. E bătălia asta în acest moment. Dinamo vine la 3 puncte de Oțelul Galați pentru locul de accedere directă. Așa, mai sunt două meciuri. După părerea ta, Dinamo crezi că poate să promoveze direct? Nu, părerea ta te întreb, așa, calcule putem Corea, să facem. Nu, la nivel, la păi ei se bat cu Oțelul. Păi da, trebuie să mai pierdă Oțelul. Programul și programul. Și programul, Oțelul joacă acasă cu Dej. Oțelul joacă acasă cu Dej și dacă au câștigat Dinamo joacă cu CSA etapa viitoare. Deci Oțelul dacă câștigă cu Dej, e gata. E gata, da. Au promovat. Nu, prima etapă au la Buzău. Da, dacă câștigă mai... la Buzău, sau... sunt. Și meciul direct sunt mai buni. Poftim? Și meciul direct. Meciul direct, mai... meciul direct, eu da? Te întreb, ca și valoarea lotului, Dinamo ar fi meritat în fața Oțelului să promoveze? Ca și joc. Ca și... Dacă ne luăm după ultimele două jocuri care au fost între ele, da, Dinamo merita. Echipa mai bună decât Oțelul, mai bună ca Oțelul. Uh-huh. Dar nu, în general, nu echipele cele mai bune și reușesc. Bun, dar nu crezi într-o minune? Mai sunt totuși două etape, trei puncte, nu crezi? Nu, fiindcă minune, ce minune, să nu mai joace Oțelul niciun meci. Da. Fiindcă ți-am spus, au un meci foarte ușor Oțelul. Și gândește că totuși Dinamo au două meciuri. Da, au cu CSA, da? Dar îi bat pe CSA, la ce degringolat de acolo, da, cred. Da, formă cu Iașu. Da, care... știi care mai e o problemă, că Steaua, Dinamo, n-a contat de locurile pe care au fost în clasament. E unde? Dinamo n-a câștigat campionatul de foarte mulți ani și totuși pe Steaua i-a încurcat mereu. Da. Deci eu nu cred că contează locul. Deci nu crezi într-un miracol cu pentru Dinamo? Nu. Tu voi ce-ți băieți? Promovează? Eu nu cred că poate promova și așa. Dar eu vă spun ceva. Asta... Nu, eu vă spun ceva. Dacă e să discutăm să punem Dinamo și Oțelul, fotbalistic, da, fotbalistic, Dinamo, Dinamo merită să nu, merită echipa să promoveze din toate arată punctele mai de vedere. Echipa mai bună, echipa mai bună, cu spirit mai bun, mai înțeles, așa, și din ce s-a văzut, ținând cont că Burcă l-a bătut în ultimele două meciuri fără drept de apel. Da, dar l-a bătut Dorinel. Și datorită faptului că Dorinel n-a stat pe bine. Asta, exact. Să știi că, da, da. Nu, să știi că Dorinel, echipa asta e 60%, 60% în puntea, agresivitatea, da? Care o dă echipei, exact. La cum vorbește de pe margine, da, terorizează. Da, da. Eu am fost la un meci, am văzut mult. În campionatul regular, am văzut unirea Slobozia cu Dinamo, cu Galați. Incredibil, cum, fiind și puțin spectatori, am stat chiar în spatele băncii de rezervă, incredibil ceea ce înseamnă Dorinel Munteanu pentru echipa asta. 60% el. Da, da. Niște jucători care la un moment dat au fost... Hai să vă spun ceva. Mie mi-ar plăcea rău de tot să promoveze Dinamo. Mamă, da. Rău mi-ar plăcea. Pentru fotbal. Gândiți-vă ce emisiuni facem, da? Da. Etapa viitoare. Bine, voi nu o să mai fiți cu mine sezonul următor. Înțelegi? Că Dănuț deja mi-a zis, știi, aș putea să plec mai devreme, puțin. Păi nu știi de ce, dar pentru faptul că suntem mai mari, așa coborâm mai greu scările. Dar dacă vrei, facem altfel. Terminăm emisiunea în timp și îți fac vânt. Nu, au zis că e o macara afară aici. Dar... Au zis băieții că o să pună un topogan ca să debaraseze. Nu cred că se poate pune problema în momentul de față ca Dinamo să obțină mai multe puncte decât Galaciu. Adică să facă Galaciu să se încurce în două meciuri, iar Dinamo să nu piardă.
să câștige și să nu piardă, să facă 4 puncte, dar dacă ne uităm strict la rezultatele directe, dacă ne uităm la jocul din ultimele etape, pentru că Dinamo nu joacă prost nici cu CSEA-ul, chiar dacă pierd în Ghencea cu emulația aia care a fost, cu nebunia aia, cu legea domnului Dâncu, Dinamo arată a echipă serioasă, dar atât într-o parte și în cealaltă. Sunt echipele astea, sunt creația antrenorului, iar agresivitatea și combativitatea care dă dovadă Oțelul Galați, mai ales la meciurile de acasă, 100% marca Dorinel Munteanu, pentru că echipa asta nu excelează la niciun capitol. Da, încă o dată spun, zice Dănuț Lupu, el recunoaște și zice Dănuț Lupu clar, e clar, Dinamo este peste Oțelul, cel puțin dacă te iei. Așa, dar predicția lui Dănuț Lupu nu cred că vor promova. Uite, vă dau și eu o predicție. Tu zici că da. O să promoveze din nou. Direct. Eu zic că nu, nu o să promoveze. Din punctul meu de vedere, îl cunoaștem și pe Dorinel Munteanu și are două meciuri. Eu am văzut meciurile lui Oțelul. Fiți-vă serioși cu Oțelul, lăsați-l în pace. Păi dacă câștiga acasă, nu pierde ultimul meci acasă, nici dacă intră el în teren. Niciodată. Vezi festivismul? Apropo de ieri, festivismul, ce vorbeam noi. Bă, asta am vrut să zic. Ia, mamă! Dai cu artificii. Dai cu artificii înainte de meci când tu ai nevoie. A, nu, era o nuntă vis-a-vis, mă, nu era. Era de la un motiv. Și cred că și voi sunteți de acord cu mine că nu ar trebui o echipă care nu are drept de promovare să fie în play-off. Asta clar. Da. Așa a încurcat pe toți. Ce se au, da? După aia revin cu stai că cu ea joacă mai ușor, cu ea joacă mai tare, cu ea ajută și cu tare. Interes. Pot decide. Atunci, frate, nu îi mai bagi. Bagi locul 7. Dar uite și Bănele, nu mai, că o să înțeleagă lumea că domne avem ceva cu CSEA. Nu. Dar uite și Deju e în aceeași situație. Deju, printr-o împrejurare fericită și niște rezultate indirecte, pot fi pe unul dintre locurile alea, iar ei nu au licența pentru prima divizie. Că e un campionat în care echipele care n-au nicio treabă și nu pot promova, decid ierarhia. Dom'le, cine e pe primul loc, cine e pe locul 2, cine merge direct, mai puțin Iașu, care acolo, într-adevăr, cred că ar fi fost un eșec total, la un buget de peste 2 milioane de euro la nivelul diviziei B, să nu poți să promovezi. Cu Slobozia, 30 de jucători. Știi care e problema foarte mare? Uite-te în Liga a 3-a câte echipe nu vor să promovezi. Da, dar să bat toate. Fii atent, hai să spun. Am vorbit cu un antrenor, un fost coleg de-al meu care este antrenor la divizia C și am zis, bă, zic, cum e, că e treaba bună acolo, am văzut că ai rezultate, bravo, felicitări, e calificat la baraj, știi, la divizia C să joacă două baraje ca să poți să promovezi, e calificat să joacă locul 1 cu locul 2 și invers din serii diferite și pe urmă câștigătoarele între ele care câștigă promovează la divizia B și zic, bă, bravo, Doamne ajută să promovezi, zice, știi ce obiectiv am? Zic, nu știu ce obiectiv ai, să pierd cu demnitate barajul. Zice, obiectivul meu e să evit cu orice preț promovarea. Zic, mă, ești nebun, păi ai ajuns, bă, zice, bă, n-avem bani, zice, dacă nu mai dă primăria, dacă n-avem păi nici dapă că la plată. Divizia a treia îți trebuie undeva la 300-400 de mult, e mult la unii. Cu 250 de mii, unii 30 de mii, dar, la divizia B vezi că trebuie 1.000.000, 1.200.000. Da. Trăiești cu 7-800 și acolo. Da. Bun, deci voi nu credeți în promovat. Eu nu cred că Dinamo. Și vrei să spun ceva, Horia, decât să promoveze anul ăsta, vedem că ei încă caută să mai vină 2 inși cu bani, 3 inși acționari, 5-5. L-auzim și pe domnul ăla iar după meci. Noi suntem cei mai buni, cei mai frumoși. Din punct de vedere juridic, nici la ei nu este clar. Pentru că omul ăla zice că face contestație la RR, organizare. Și mai e cea mai mare problemă și n-ai jucători. N-ai nu echipă. Poate să facă transferuri, exact. Ei n-au voie să vezi și ce faci. Eu îmi doresc din toată inima, doresc să promoveze Dinamo. De ce? Ca suporter. Bă, una e să vezi Mioveni Rapid. Aici. Și alta e să vezi Dinamo. Dinamo Faru, Dinamo CFR. Da, haide să vă mai spun ceva. Trebuie să ne gândim, fiindcă nu ne dorim un Dinamo CFR sau un Dinamo FCSB ca anul trecut sau acum 2 ani. Nu, cu Dinamo în degringoladă și în cap care să știe acum. Ne dorim un Dinamo în care să n-aibă probleme nici financiare, și jucători. Deci, Dane, nu crezi în promovarea lui Dinamo, Miracol? Nu crezi? Eu îmi doresc, nu, lasă ce-ți dorești. Nu cred. Nu crezi, nu cred. Matematic nu crezi, E greu ca Dorinel să piardă ultima etapă. Ce face ultima etapă, Dorinelă?
Mănâncă copii cu rusul? Așa. Ce? Nu, dar de ce faci așa din cap? Totuși că putem să spunem că se poate întâmpla un miracol dacă Dinamo trebuie să ia 6 puncte din 6. Și joacă totuși cu două echipe, adică ce ultima derby și la Iași. Steaua, ultima etapă cu Iași poate să deci câștigi. Dar ce mă, și arău e Dorinel acasă? Deci o să mănânce copii cu rus, cum se zice? Chiar așa? A? Adică intră pe, îi ia pe sus, a? Pe aia de la deci, nu? Dar tu 60% din echipa asta de la Oțel lui Dorină. Da. Bun. Și vezi că ceea ce se întâmplă, se întâmplă de când Dorină nu mai nu e pe bancă. Da. Bă, eu țin cu Dinamo. Hai băieți, bă, hai câinii. Ascultă, toți ținem cu Dinamo. Hai da. Că nu țineți, voi trei nu țineți. Cu Galațiu pentru că sunt de acolo din da, zona. Da, bine, tu normal nu puteai să ții cu Dinamo pe ce dreacu, te mușcai din aia, din cutia d'acqua Carpatica. Eu și eu sunt tot cu Dinamo, hai. Îmi doresc să mai rămână puțin unde sunt. Îmi doresc că pentru stabilitatea lor și pentru binele proiect să mai rămână un an a, la nivelul tu la ești gălățean și inima ta, nu? Bă, ce n-am da, și Galaciu mai aproape de Făure, el are dreptate. Hai să vă fost cu Oțelul, stadionul arhiplin, confeti, mariachi și la sfârșit voia... Da, nu cred că contează foarte mult asta pentru noi. Din punctul nostru de vedere, noi cred că am demonstrat că suntem o echipă mai puternică decât Oțelul Galați, că în dubla pe care am avut-o în acest play-off cu Oțelul am demonstrat că merităm mai mult decât Oțelul Galați să fim în prima ligă. Și cred că asta e important. Pe de altă parte, și noi avem perioadele noastre sau, să le zic, sincopele noastre în care nu suntem foarte inspirați și asta s-a văzut în meciurile în care, din greșelile noastre, n-am gestionat meciul corect și am pierdut puncte foarte importante. Dacă noi reușim să, și Ovidiu văd că a reușit și va reuși în continuare să-i țină pe băieții echilibrați mental, eu cred că acolo e cheia pentru a câștiga cele 6 puncte în următoarele două meciuri. Mai departe vom vedea, nu vreau să fac alte analize acum. Bun, dar vă întreb, ce credeți? Credeți că puteți să faceți minunea asta, să vă calificați direct? Că e o minune, asta e adevărul. Știți că am declarat la intrare sau înainte de intrarea în play-off. Dacă vom ajunge în acest play-off, ne vom lupta. Și cred că această lozincă n-a fost fără acoperire. Noi ne luptăm în fiecare meci. Ați văzut că indiferent că n-am reușit să câștigăm meciurile noi, din punct de vedere al devotamentului jucătorilor, nu cred că are cineva ce să le reproșeze. Faptul că s-au întâmplat niște greșeli personale, nu se întâmplă și... Bine, echipa nu e coaptă încă, e normal, domnul Niculescu. Dar noi vom lupta până în ultimul minut, care va fi, poate să fie 93 sau 98. Bun, sau dar 99. realistic, ținând cont și de meciurile voastre și de meciurile Oțelului, realistic, credeți în promovarea directă sau realistic, vorbind mai degrabă, șansele sunt foarte mici? Șansele sunt mici pentru promovarea directă, asta e realitatea. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne câștigăm punctele noastre puse în joc. Da, spunea Dănuț Lupu că în ultima etapă Oțelul și Dorinel pur și simplu o să-i scoată din stadion pe cei de la Unirea Deși o să câștige meciul. Eu nu cred. Eu cred în coloana vertebrală a lui Militaru. L-am văzut un tip foarte ambițios. Eu cred că el a făcut din Dej o echipă foarte puternică și foarte bătăioasă și va arăta asta până în ultimul minut. Da, mi-ar plăcea, chiar mi-ar plăcea să vedem o luptă până în ultima secundă.